Mai iau pauză. Învaț, mă, că nu știu. Cel care învață să, să filmez. Plac ochelarii tăi. Hai să-mi dau sus. Te aștept să vii. Dă-mi tuțe, unde e ala? Cine mai ieșit? Hai, poate vece. Hai, gata. Nu că a spus. Liniște, liniște, liniște.
Aia ca acolo. Ciulele, poți face o declarație pentru... Nu. Nu faci nicio declarație. Care vrei asta? Absolut niciodată. Iulică, Emia. Aici. Maica Elefteria, care a fost multă vreme la mănăstirea Golea, făcea acolo prescuri și îngrijea biserica în frumusețe și cu multă dragoste. Și acum suntem la mănăstirea Agapia, unde Maica este de 13 ani venită. Așa. Acum spuneți-ne un cuvânt pentru credincioșii noștri. Să fie și să mă spun eu, dacă veneau pe aici credincioși, veneau și pe aici pe la mănăstire, a fost? Mai fost o parte din ei. Dacă nu e frumos. Ei, spuneți-le un cuvânt de așa.
Bine, dar asta e aparat care se aude de acolo? Da, sigur că da. Da? Da. Chiar? Da, da. De asta ați vorbit așa? Da, da, da. Eu și să spună, părinte, sunt militorie sănătate și sunt cum mai bine să mai vii, dacă mai găsesc. Încolo și ies de acolo cunoscut în mașină. Sunt tineri, nu o să iei cunoscuți, că sunt de la mine din parohie. Așa nu o să cunosc. Sunt frate și așa și poate. Dumnezeu să le ajute. Să le ajute Dumnezeu și să mai fie pe aici. A, așa, bine, măicuță, vă mulțumim și Dumnezeu să vă ajute să vă binecuvânteze. Să te Dumnezeu bine și numai sănătate. Așa. Și vreau să spun așa, viața paralizia. A, așa. Uite aici când măicuța era... Câți ani aveți aici în poză? Am 58 de ani. Acolo 58 de ani, da? Da, 58 de ani. Și aici aveți aproape 78. 7, da, uite acolo, 8 aproape. Bine, măicuță, să trăiți, Dumnezeu să vă ajute. Pleacă, Doamne, urechea ta și mă auzi că sărac și lipsit sunt eu. Păzește sufletul meu căci cu jos sunt, mântuiește pe robul tău, Dumnezeul meu. Spre cel ce nătăjduiește spre mine, spre tine. Miluiește-mă, Doamne, căci către tine voi...
Teofil! Teofil! Da, 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 Sfintele tale rugăciuni să aflăm și noi milă și îndurare de la Dumnezeu, învrednicindu-ne a cânta Lui în veci. Aliluia! 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 Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne, ți-i auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Așa. Deci suntem la bisericuța dintr-un lemn. Așa. Nu te du încălțat. Citit acolo, eu nu pot vorbi. Da. Dar de câtă vreme sunteți aici? E, mai de mult. Mai de mult? Și noi în lume ce să facem? Eu nu pot. Dar, vă rog, nu insist, nu da? Pot vorbi. Bine. Dar nu suntem copii. Citit acolo că spune de tot pe la. Bine, vă mulțumesc. Dacă
în cuvântul său cituia păcatul, făceam că acesta cu o mare că lugării sunt îngeri în trup. Și el a fost un înger în trup în viețuirea sa. Un om care, fără să fi fost școlit, a fost tradus în foarte multe limbi, este tradus și în Occident, și în Orient, și în limba greacă, în limba rusă, și este mereu citat de cei mai mari scriitori și gânditori creștini, de cei mai mari dogmatiști. Așa spune părintele Cleopa în privința aceasta, zic ei, și îl citează. Și ceea ce este foarte important, că el nu era un om școlit, era un om simplu. Psalmistul pune o întrebare retorică. Prin ce și va îndrepta tânărul calea sa? Răspunsul îl dă tot el, prin urmarea poruncilor tale. Părintele Cleopa, sigur că a venit aici de tânăr și tinerețea aceasta a îndreptat-o prin urmarea cuvântului lui Dumnezeu. Dacă astăzi tinerii, și vom aborda îndată subiectul acesta cu părintele Ioanichie, dacă astăzi tinerii sunt atrași în multe și în multe ispite, pe multe căi, totuși, vedeți, deși ei tind să se manifeste într-un mod pe care ei, tinerii, să se manifeste într-un mod pe care ei îl consideră original și caută această originalitate cu orice preț, de aici, din mănăstire, din fața Sfântului Altar, atât preotul, cât și călugărul, mereu și mereu atrage atenția că ceea ce trebuie să facă fiecare om și tânărul implicit este să urmeze ceea ce este clasic, să urmeze ceea ce este veșnic, să urmeze cărarea bătută a învățăturii lui Dumnezeu. Și lucrul acesta măi, unde este? Binecuvântați, părinte! Pe Româna! Aici te-ați zunii, mă! Dar puțin, eu cred că ai mai mult. Păi sunt numai vreo 50. Da, nu, frate, dacă pui tricom, balanță. Dar cu ce vrei, dar cu ce vrei? Păi sunt, da, trebuie să crească. Trebuie să crească și să ne străduim să-i crești în bine. Unde vrea? Uite aici. Păi trăiți. Dacă vreți, poate să stați acolo și să... Hai, nu, aici nu când e mamele, pot acolo. Da, eu le-am spus că deva cuvinte despre... Le-a spus? Părintele. Da, păi să nu mai spuneți dumneavoastră. Da. Păi ce-ai spus să întâlnie? Așa, neamă tare, da? Mai înalt, așa, și înalt, și mai înalt. Da. Știați? Mai mică. Da, așa, și o ploua în tine. Și o ploua, o ploua la tine, au ploat? Da. Da? Nu știem. Nu, am mers foarte bine la am urcat o vreme admirată. Da. Și deloc o picătură nu ne-a atins. Uh-huh. Am dus bine, am coborât bine. Minunat, mulțumim Sfintei Cuvioase, Teodora, că s-a rugat pentru noi și Dumnezeu ne-a dat vreme bună. Oh, Lord.
De la un sat numit Hlăpești, din lângă Piatra Neamț, bisericuță de lemn săteasă, care era în ruină, în paragină. Și ce se întâmplă? Că aducând lemnele cele aici, eu eram la mănăstirea Bistrița, pe atunci nu se puteau să reconstituie această biserică din cauza că lemnul era aproape totul cam putred. Trecut cu vârsta, era o biserică de sute de ani. Și atunci s-au găsit, bă, interesare, s-au găsit o soluție cu bună dreptate, să pună un lemn nou. Tot este jar, dar un lemn care se durează măcar 200-300 de ani. De aceea e nou complet, în sensul că vechiul lemn n-a mai rezistat și n-a mai meritat să-l mai pui într-o biserică care era de așa compromis. Și bisericuța așa destul de frumoasă, sculptura e făcută tot aici, în zona Târgului Neamț, Sfintele Uși. Pictura e făcută de părinții de aici, de la noi. Câțiva părinți care lucrează acum la Catedrala Mare, la pictură. Și acum, în 7, dimineața, zilei de 7 august, ziua de prăznirea Sfintei Teodora de la Sihra, la care îmi pare că ați fost, nu? Da. Da. A sfințit biserica. Pe oră și ceva, fost trei ierarhi și de atunci se slujește zilnic Sfânta Liturghie, așa, când o biserică nouă se sfințește, 40 zile trebuie să se slujească zilnic Sfânta Liturghie. Și asta e foarte pe scurt istoricul acestei biserici. E închinată sau desenată părinților monah, care când se duc la Domnul, sunt depuși aici în biserică, și se face prohodul aici și alăturea îi așteaptă crucea Părintelui Cleopa, care pentru noi și pentru mulți din dumneavoastră care nu l-ați cunoscut, rămâne ca un sfânt al locurilor acestuia și în jurul căreia și noi ne silim să imităm nevoințele, ostenelele, bunătatea, blândețea Sfinției sale. Mă bucur însă și de părinții, părintele de la Iași, părintele, un tată nu știu, Mircea de la așa, Mircea Vodă, așa, că au adus aici 30, 40 sau chiar 50 de tineri, copilași, frumoși, acum am perioada creșterea vârstei, ca să mai vadă Sfintele Mănăstiri. Eu cred că vizitarea pe la Sfintele Mănăstiri e foarte de folos, păcat că mulți dintre noștri nu prea mai vin pe la mănăstiri, așa, băi, vin așa ca să facă. Dar noi vrem ca să, când veniți la mănăstiri, să trăiți un moment, un ceas, două, acolo să vă șurugați, să auziți un cuvânt, poate și o mustrare, poate. Așa, și mai mult. Copii, ia veniți, așezați-vă jos. Hai, veniți jos, așezați-vă. Uite, curat. Dați-l domnul Lefter de acolo să stai. Vino, da, domnule, veniți aici așa, doamna Lefter, așa, și lăsați jos. Așa, eu să schimb caseta, oprește. Haideți, lucrați cât este ziua, cât puteți și cum puteți. Adrian? Așa stai că ai să rămâi și să filmeze, așa, da? Dar ce? Sfințitul
Casian de la Galați. Nu poți aici. Deci. Hai. De mers, pardon. Cum se ține de peretele, bătrân, bolnav, trece prin Dionichii cu părintele Cleopa. Uite așa, așa ne-o vorbi și nouă. Hai, întoarcem. Când a fost în Grecia, acesta era profesor civil, Mirian, și a zis pe însivirea mea că nu o să fie mitropolit. Și? Și a ajuns mitropolit și a venit la Pentecopa, plângea și spunea la toată lumea. Vezi? Ce nu credeam nici măcar să fiu călugăr, pentru că mi-a spus că o să fie mitropolit. Iată, vezi o previziune? Ce frumos, ce interesant. Da, întoarce. Dumneavoastră de tot ce Nicu, părintele? Nu vrem și eu, din 4 ani, fără de urmă, că e bine a fost ce nu. Regele Mihai, uite, vezi? Torcem. Da. Da. E, iată, dacă mă sunt ultimii de poze. A dormit într-un domn. Groapa, 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 cum spune el săracul. Nu, moarte. Sau moarte, sau e înainte și groapa, da. Spunea și termenul și la da. Uite, este poza asta, chiar asta care avem aici în față. Așa, da. Da? De aici din mănăstire? Da. Uh-huh. Din patru. Da? Deci părintele Cleopa, deci la un an după intrarea în mănăstire, da. Și aici bătrân, iată. Da. E scaunul aici. Da, scaunul din care ne vorbim și nou și care este aici în realitate, așa, da. Aici părintele Cleopa, când era stare la Siestria. Stareți la Sihăstria, iar da. Aici la Slatina. Stareți la mănăstirea Slatina. Iar acesta, înaltul Antonie Plămădeal, mitropolitul Ardealului. Da? Ia uite, înaltul Antonie. Ucenicul Părintele Cleopa. Părintele Cleopa, în obștea stareții Anichie Moroi. Aha. Aici îl vedem. La aproximativ 20 de ani, când a scris pentru prima dată cărți.
le-a dat foc la toate, s-a dat starețul Ioaniche și a zis, am scris că și mi-am dat foc la toate, m-am gândit că le-am scris fără binecuvântare. Starețul i-a zis să scrii tot. Și vedeți, Sfântul Iclop a avut grijă să se ascundă după aceea, cum vedem în cărți. Ce zice așa, ce Sfântul Cutare, Sfântul Ioan sau Sfântul Grigore sau Sfântul Vasile, iar eu spun că nici cu degetul mic nu m-au atins de el. La acești doi părinți se spovedea părintele la Cozancea, iar acesta e părinte Paisie Olaru când era tânăr. Părinte Iclop stătea mai mult pe la Cozancea. Aici o vedem pe mama Sfinției sale, Maica Agafia, din Botezana, când era părinte Clopa numai la câteva timp după naș, l-a dat în biserica aceasta la icoana Maicii Domnului, că nu mai vroia să sugă. Și cum l-a dat Maicii Domnului, a început să sugă. Aceasta e sora părinte.